Rușii și-au întețit în ultimele zile mesajele războinice, iar oficiali de prim rang de la Moscova, precum Dimitri Medvedev și Vyacheslav Vorodin, au amenințat chiar cu folosirea armelor nucleare. Adevărul a stat de vorbă cu doi renumiți generali români, Virgil Bălăceanu și Dan Grecu, despre pericolul ca Rusia să escaladeze și să atace și alte țări provocând un război cu NATO, poate chiar un conflict nuclear. Așa că haide să trecem la acest material și să vedem cât de mare e pericol ca Rusia să atace și alte țări din NATO, cum ar fi România sau Polonia. Haide să trecem la material și să vedem care este situația. Statele donatoare din grupul de contact pentru Ucraina au anunțat la finalele săptămânii trecute, după reuniunea de la Ramstein, un nou ajutor consistent acordat Kievului. Reacția Kremlinului nu s-a lăsat așteptată. Moscova a catalogat această decizie drept o provocare și o escaladare periculoasă, însă nu a precizat oficial cum va răspunde. În schimb, tot mai mulți oameni politici importanți din Rusia au ieșit în ultimele zile la rampă cu declarații agresive, mergând până la menința cu un război contra aliaților Ucrainei și la folosirea armelor nucleare. Considerăm acesta drept o instigare provocatoare deschisă din partea Occidentului care indică miza conflictului, ceea ce va duce inevitabil la creșterea numărului de victime și la o escaladare periculoasă, a spus Maria Zahorova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe citată de toate agențiile de presă. Și mai virulent a fost Dimitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, care a amenințat că Rusia va învinge Ucraina și pe europenii, Germania, aliației Ucrainei. Totul a culminat cu amenințarea folosirii armelor nucleare, iar Medvedev nu e pentru prima oară când iese la rampă cu așa ceva. El a fost completat de Vyacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, care a spus că livrările occidentale de armament către Ucraina vor duce la o catastrofă globală și vor face ca argumentele împotriva utilizării armelor de distrugere în masă să nu mai fie valabile. Adevărul a stat de vorbă cu doi importanți generali români pe această temă. Este vorba de Virgil Bălăceanu, general care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles și a fost șef al Brigăzii Multinaționale din sud-estul Europei, și de un alt general cu carte de vizită impresionantă, Dan Grecu, doctor în științe militare și informații, unul dintre cei mai importanți comandanți români din misiunile externe sub egida ONU și NATO. Dan Grecu nu crede că Federația Rusă își va pune în aplicare amenințările. Rusia nu are forța să lupte împotriva NATO, iar Kremlinul știe bine asta. Nu cred că războiul ruso ucrainean va escalada spre o confruntare Rusia-NATO. Rusia nu are nici interesul și nici capacitatea la acest moment pentru a lupta cu NATO, după cum nici NATO nu are interesul să se ajungă la o astfel de escaladare, a spus generalul Greco. În opinia sa, amenințările formulate de oficiale ruși au ca scop intimidarea Ucrainei și a statelor din estul Europei. Amenințări la adresa altor state intră în retorica constantă a autorităților rusie, nu de ieri, de azi, ci de pe vremea Uniunii Sovietice, așa că și acestea trebuie privite în acest context, pe de o parte ca o formă de a aclama propria forță și propriile capabilități, iar pe de altă parte ca o încercare de a induce teamă și nesiguranță în statele cărora le sunt adresate. Aceste amenințări sunt partea războiului informațional pe care Federația Rusă îl duce atât pe plan intern cât și extern, a mai spus generalul. Același lucru e valabil și în cazul folosirii armelor nucleare de către Moscova. Generalul Dan Grecu nu vede posibilă o asemenea variantă. Totuși, el atrage atenția că Rusia are propria doctrină militară prin care se precizează că poate apela la armele nucleare în cazul în care existența statului e amenințată. În documentele pragmatice ale Federației Rusiei nu există și nu este exclusă prima utilizare a armei nucleare. Astfel, în iunie 2020, președintele Putin a semnat un decret referitor la principiile de bază ale politicii de stat a Federației Ruse în domeniul descurajării nucleare, în care specifică două condiții în care Rusia ar putea folosi arme nucleare. Unul, să-i zicem normal, conform cărea Federația Rusă își păstrează dreptul de a folosi arme nucleare ca răspuns la utilizarea armelor nucleare și altor tipuri de arme de distrugere în masă, împotriva acestea și sau aliaților săi, dar care are și o codă amenințătoare și de asemenea în cazul agresiunii împotriva Federației Ruse cu folosirea armelor convenționale când însăși existența statului este pusă în pericol, ceea ce denotă decizia Federației Ruse de a utiliza arma nucleară și ca first use, atât în scopul de apărare, dar mai ales ca element de presiune de inducere a fricii, teoria asupra unui potențial inamic, a generalul. El spune că, indiferent de declarațiile de războinice ale rușilor, România se află în maximă siguranță și că NATO garantează securitatea tuturor membrilor săi. România este în siguranță, ci în maximă siguranță din punct de vedere militar. Aderarea țării noastre în NATO a fost prima acțiune majoră și eficientă a administrațiilor post-decembriste. Uniunea Sovietică și a Confederația Rusă amenință comunitatea internațională sau state individuale încă din în 1918, ca să nu mai povenim și de vechile amenințări țariste, dar nu va ataca un stat NATO, a mai afirmat grecu. Dacă România și alte state NATO sunt în siguranță, nu același lucru se poate spune despre țările care nu au protecție alianței. Republica Moldova e una dintre ele. Chiar dacă în mod normal Rusia nu ar ataca un stat neutru, nu există certitudini. Ar fi o situație de nedorit și pentru România, care nu ar putea interveni efectiv în sprijinul Moldovei. Îmi pare rău să o spun, dar și în această ipoteză se poate evalua că alianța va adopta aceeași atitudine ca în Ucraina, adică orice fel de sprijin, dar nu implicare militară directă de unde România iar rămâne doar variantele soft ale sprijinului economic, financiar, umanitar și de altă natură, a mai afirmat generalul Grecu. La rândul său, general Virgil Bălăceanu nu crede că Federația Rusă se va hazarda să atace NATO în condițiile în care un raport de forțe de disproporționat față de Alianța Nord-Atlantică și chiar dacă Putin și apropiații se au demonstrat în ultimul an că sunt total imprevizibili, general nu crede că Rusia ar merge până la apela la armele nucleare. Mai mult, presupunând că șeful Federației Rusiei ar da acest ordin, cel mai probabil că generalii ruși s-ar opune, conștienți că un război nuclear ar duce inevitabil și la distrugerea țărilor. Cei care ar trebui să ducă la îndeplinire un astfel de ordin ar refuza să o facă. Nu cred că generalii ruși ar accepta pentru că ordinul politic ajunge la militari. Militarii trebuie să transmită un ordin militar, iar dincolo de ordinul militar sunt niște proceduri tehnice legate de lansare. Nu se apasă pur și simplu pe un buton și a plecat racheta Topol. Deci sunt conștienți că în momentul în care au lansat racheta respectivă, Teritoriul Federației Rusiei va fi lovit, vor fi distruse marile orașe, zone întregi vor fi sub incidența efectelor armei nucleare, a explicat Bălăceanu. Cam atât a fost, dragii mei, și în acest material. Voi ce părere aveți? Considerați că Rusia ar putea ataca România sau un alt stat NATO, cum ar fi, nu știu, țările Baltice sau... Polonia și lista evident poate continua. Eu sincer nu cred acest lucru din câte am văzut și adinauri generalii cu experiență și cu studii în alte generali români, poate cei mai importanti generali români din vremea actuală, evident, ne-au oferit răspunsuri importante. Nici eu nu cred că se va ajunge la așa ceva, pentru că clar dacă se va ajunge la așa ceva, nu va câștiga absolut nimeni, nici NATO, nici Rusia. Și sincer să fiu din, din ce ne-au demonstrat rușii și americanii în tot acest an de război, dacă pot să-i spun așa a fost că nimeni și de fapt nicio parte nu vrea să ajungă la un război direct, ci pur și simplu acum probabil se poartă un război între NATO și Rusia, doar că, hai să nu spunem, nu, nu foarte direct, ci pur și simplu pe teritoriul Ucrainei, din păcate, Ucraina este victima colaterală a acestui război dintre cele două superputeri. Oricum, dragilor, nu uitați să lăsați și voi opinia în comentarii, chiar sunt curios de ceea ce credeți voi și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți.